Minele și termocentralele din Valea Jiului se vor despărți. La nivelul complexului energetic Hunedoara se va constitui o comisie ce se va ocupa de aceste demersuri. Cerința aparține Comisiei Europene, însă până în momentul de față nu se știe cum se va desfășura activitatea după ce acest lucru se va și întâmpla. Conducerea complexului energetic Hunedoara face demersurile pentru a separa minele de termocentrale, cerința fiind impusă de Comisia Europeană. Dacă toate merg bine și termenele sunt respectate, durează aproximativ 6 luni separarea. O începem pentru că avem un punct în decizia Comisiei Europene și în hotărârea de guvern privind acordarea ajutorului de stat pentru salvare. S-au făcut demersuri și înainte, dar s-a intrat în insolvență și s-a oprit, pentru că în insolvență vorbim despre alți pași în vederea separării decât cei necesari când nu suntem în insolvență, susține directorul general al Complexul energetic Hunedoara, Viorel Stancu. La complexul energetic Hunedoara își desfășoară activitatea aproximativ 6.000 de angajați.